Doamnelor și domnilor, bună seara și Hristos a înviat! Ne bucurăm ca în seara aceasta alături de mine și de Lidia Fecioru să fie un om care practic scrie istorie, scrie istorie în sport și scrie istorie în voință până la urmă, pentru că cred că mare parte din ceea ce face ține de psihic și o să ne povestească în seara aceasta. Este vorba despre Ion Nazarenko Tiron, care este omul anului 2018, votat de către Asociația Mondială a Notătorilor de ape deschise și care este de fapt cel mai bun înotător de ape deschise, da? Așa. Ce înseamnă înotător de ape deschise? Înseamnă că înotați în oceane, da? În râuri, în mări? Da. Deci nu în piscine, cum ar veni. Asociația Mondială, vreau să spun ceva, Asociația Mondială pune în luna octombrie, tot timp pune o listă de cei mai puternici înotători, care au creat ceva unic, care au făcut ceva frumos. Și lumea votează, nu mă votează asociația, dar mă votează lumea de pe glob. Eu am rămas în șoc când am deschis pe 1 ianuarie, pentru că durează 2 luni de zile voturile astea și pe 1 ianuarie se anunță câștigătorul. Și când m-am uitat la lista, eu știam ce listă de elită, de notători acolo, cu echipe, cu sponsori, cu antrenori, cu tot. Și când mi-am spus că sori, am niște emoții speciale, nu vinea să cred, și nici în ziua de azi nu vine să cred, pentru că eu am luat așa trofeu. Mă gândeam că am citit despre tine și spunea că ai notat deasupra unui rechin alb. Asta mi-a rămas și mie în cap, să știi, da. Care a fost emoția cea mai mare? Când ai văzut lista sau când ai notat deasupra rechinului? Când am văzut lista. Deci rechinul nu a fost atât o mare... Da, pentru că... Surpriză. De exemplu, un notator de acolo... Lucrurile care le-au făcut sunt tot gigante, cum am făcut și eu, dar la modul că are 28 de oameni în echipa lui. Shell Petroleum e lui sponsor. Care sponsor? Eu mă cem cu un rucsac în spate la fiecare not. N-am avut nici bani să cumpăr soției un bilet smart cu mine la unele din noturi. Dar ce să faci? Cum ați ajuns să faceți asta? Păi, cum am ajuns... În primul rând, am avut niște operații la... Eu de mic copil fac sport, dar... Și tot timpul am spus că prin sport am ieșit din sărășie, am ieșit din... Am ales un drum mai corect, am ales o viață mai corectă. Și de atât așa am spus că am creat asociația asta obștească care se numește Sportul Unește. Să începem de la asta. De ce? Din motivul că sportul ne unește, nu are etnie, nu are cultură, nu are nimic. Ne unește pe noi ca... Da, nimic, absolut, da. Asta în primul rând. N-ar trebui să aibă de altfel. N-ar trebui să aibă, da, corect, dar să mai bagă peste. Am început de aici, pe urmă mă ducem la mare după ce am făcut operații de astea la picioare, la diferite sporturi și mă ducem în apă rece și să-mi treacă durerile. Și am început să not un pic, m-am mai notat un pic, m-am uitat pe YouTube, băi, cum cu noturile astea, cum să not corect. Eu m-am învățat de pe YouTube a nota. Și mi-a venit ideea asta, că zic, tăman împușcase omul ăla în 2012 pe Pinistru, zic, băi, ăștia cum să năzare ceva la pacifiști, ăștia tot mai împușc cât e un moldovean. Zic, cine pune frontierele astea? Care a cuis frontierele astea? Care râu e în eu? Apa e mie? Insula e mie? Care? De unde sulată ceva? Nimic nu e a nostru, absolut, tot e aparțit de planete, înțelegi? Și planeta are de toate pentru toți. Și am venit cu ideea asta, zic, eu trebuie să fac ceva frumos. Ceva, să trezesc cu oamenii ăștia, trebuie să înțeleagă oamenii, să sensibilizez relațiile de pe ambele maluri, să înțeleagă oamenii că noi putem să trăim. Și am numit proiectul Nistru Unește din Moldova. Și nu că să ne unească pe noi, dar să ne unească pe noi ca popor. Și de acolo s-a pornit tot. Am făcut proiectul ăsta, am început pe 11 februarie a nota, m-am învățat să not și pe 20 iunie am dat și drumul. Când ați învățat să notați? 2013. Acum 6 ani? Da. De pe YouTube? De pe YouTube, da. N-ați făcut cursuri niciodată cu nimeni? Nimeni. N-ați fost la piscină cu un antrenor? Niciodată. Ați intrat în Nistru și ați început să notați? Nu. Am mers pe 11 februarie și m-am învățat a nota. Acum spun, cu YouTube-ul, pe malul bazinului. Așa? Am înțeles. Pe urmă, în timp de 3 luni zile m-am antrenat și am mers la... și am notat 240 km pe Nistru. Deci la 3 luni după ce ați învățat să notați, ați început să notați, ați intrat prima dată în piscină, câți ani aveți? Mulți. Câți? Păi, zocodesc, dacă 35 de ani aveam. Când v-ați apucat de notat? Da. Și în 6 ani păi ați reușit toate aceste lucruri. Dacă un copil, știți cum copiii notă da. Capul afară, și, dar profi, așa că să noți,
cum să înoată distanță lungă, profesional, asta e foarte, e o artă, e ceva cu, mult mai, cu capul numai apă, cu... Înțelegeți? Dar ce a fost? Pe 11 februarie, vă spun, prima dată am fost la bazin și notam 5-6 ore pe zi și mă antrenam. Până ce am notat 7 zile, cum 8 zile, pentru că o zi era storm, dar 8 zile am notat Nistru. Și tot timpul m-am motivat cu aia, cum putem noi să trăim și să... De ce am ajuns noi să trăim așa de rău și așa să ne mâncăm unul pe altul, că ăla e rus, că ăla e român, că ăla e... Ce importanță are? Toți avem aceeași biologie. Eu nu înțeleg, pur și simplu, înțelegeți? Și de asta așa am început să not, am făcut proiectul ăla, am văzut că n-a fost nicio receptivitate, n-a fost primit bine deloc, n-a fost... Păi rușii spuneau că mă împușcă, mă cu luneta mă iau de pe Nistru dacă not. Și spun ceva de pași, ceva de... Am avut, m-a susținut ăștia de la OSCE, doamna Geraldine, ambasadorul de la OSCE, dacă nu mă înșel o chema, ea a scris o scrisoare la doamna Ștanschi de pe Nistru și a spus că ăsta e cetățean irlandez, vine cu un mesaj frumos, absolut, și o zic, lasă să schimbi mesajul. Și am spus, sensibilizare de pe ambele maluri. În fine, am schimbat un pic. Dar totdeauna a fost ideea asta de a promova Nistru, de a promova apa, pentru că, mă rog, Nistrului, cum eu alănot, unește-ne pe noi ca popor, pentru că de acolo se folosesc 60%, 70% din apa Nistrului se folosește în Republica Moldova. Și asta a fost toată ideea și ecologia Nistrului, pentru că, știți, noi nu înțelegem un lucru, pentru că eu tot foarte mult țin la environment, cum se cheamă? La mediu. La mediu. Uh-huh. Pentru că noi aruncăm în apă, așa este. Dar de acolo mâncăm pește. Și lumea nu înțelege, știți? Ci că mă doare aici, gata, zbolnavă, am și... Da, da, înțelegeți? Este tot un organ care respiră, care a aruncat pe mal, apa s-a ridicat, o trase iar înăuntru, înțelegeți? Și așa și pe malul mării, vedeți cât îi găsești pe malul mării, pentru că natura ne aruncă înapoi gunoaiele noastre și ne arată. Și după ce am făcut proiectul ăla, am decis să merg internațional. Și așa s-a pornit toată epopeia mea. De la unul la altul am făcut unul și m-am obsedat cu frumusețea de a merge mai departe. Și cu lumea când mă auză, în orice caz, receptivitatea la oameni din străinătate a fost cu mult mai mare decât unde am vrut eu să ajung. Dar eram sigur că... Ce ați făcut până la 35 de ani? Ce făceați înainte să vă apucați de not? Păi eu de 14 ani fac ajutoare în Republica Moldova. Am dus peste 100 ceva de toni de ajutoare. Uh-huh. Și am înțeles că trebuie să vin cu alt mesaj, cu alt unghi, cu alt... Și am înțeles că trebuie să mai adaug ceva în educație, ceva, înțelegeți? Să schimbăm viziune. Pentru că la noi fundamental este ceva greșit, înțelegeți? Și de asta așa am spus că noi nu suntem un popor rău, noi suntem un popor foarte pacifist. Cred că există popoare rele oricum. Dar noi n-am dus războaie cu nimeni la modul, că noi n-am avut treabă cu nimeni, dar pur și simplu nu... Invidia, rău, învinge binele. De ce? De ce? Pentru că suntem bolnavi de materie primă, de iMac, iPad, iTunes, iPhone, corect? E numai i. La ce vă gândiți când înnotați? La cât e de frumos pământul. La aceea că 95% din oceanele Pământului nu au fost descoperite de oameni și eu acum sunt garantat în unele api care nu au fost nimeni încă. Mă gândesc la sloganuri, la analizez situația ca cum acum, de exemplu, de ce oare așa, oare de ce om face așa, cu ce pot eu să vin, unde pot eu spun vocea mea, faptele mele ca schimb, spun să plantez o sămânță. Știți, tot timpul am spus că când prietenii și familia și mulți spuneau, băi, n-ați primească, n-ați, cum tu să nu, ci stai, nu vorbea eu. Deci tot timpul am spus că eu vreau să fiu ca un bambu, știți, bambu, pui sămânța și 5 ani de zile trebuie să o uzi și el nu crești deloc. De ca 5 ani de zile eu am notat ca un nebun tot globământesc. Cu rechini, cu balene, cu delfini, prin meduză, cu hipotermie, eu chicat unghiile. Dar v-a învățat cineva? Adică ați avut un antrenor până la urmă? Nimic. Tot singur m-am învățat. Și cum bocoliți zonele periculoase? Nu știu, că or fi zone cu curenți, cu... Mă rog. Și vă spun... Sunt niște hărți sau cum faceți? Păi apelez la asociații mondiale, la oameni, la observatori. Faci asta oficial, doar nu faci asta din capul tău. Că acolo merg 800 de corebii pe zi. Ah, ok, ok. Înțelegeți? Și am spus că 5 ani de zile, uitați-vă, am înotat, am hămăit de dureri, de... vă spun câteodată așa dureri că mi-au sărit și plombele din gură în Oceanul Pacific. Când am înotat 18 ore fără opriri în valuri de 20 ceva de feet, înțelegeți? Dar bambuul după 5 ani cât îl uți, el se ridică în câteva săptămâni, se ridică nu știu câți metri, corect? Și eu sunt sigur că bambuul meu ar să înceapă a crește de grabă.
Bun. Spuneați că ați înotat 18 ore, da? Sau cât ați înotat cel mai mult? Ai echipă legat? care te supraveghează în momentul... Nu, nu am echipă. Știți cum ce am? Am... De exemplu, apelez la Asociația Mondială. Ei îmi spune că unii vrei să noți. Eu îi spun, de exemplu, Catalina, Oceanul Pacific, în America, California. Așa, asta e asociația. Președintele este Nelson. Pe el îl contactați. Eu îl contactez, el îmi spune costă 5.000 de dolari corabia, costă 2.000 de dolari observatorul, de exemplu. Care să meargă cu tine în paralel. Da, dar mai este echip care tu ai nevoie să iei cu tine. Omul care să-ți facă masaj, omul care, de exemplu, ăștia au și dietitian, oricum se cheamă asta, care ce să mănânci, cum să mănânci, cât să mănânci. Eu nu am nimic, eu mă uit, mă învăț singur pe corpul meu ce primești, ce nu primești. Ce simți, aia faci. Da. Eu nu-ți pun foarte multe întrebări pentru că eu sunt fără cuvinte, înțelegi? Mai ales că, iartă-mă, dar eu am o sensibilitate pentru moldovenii mei, știi? Și atunci chestia asta nu m-a lăsat indiferentă și mă uit la tine cu cât patos și cât suflet pui în toată chestia asta și ai avut curajul să fugi dintr-o țară care nu oferea practic nimic. Dar să vă și întoarceți. Nu, țara oferă de toate. Asta e și chestia. Și planeta oferă de toate pentru toți. Din păcate, sunt un procentaj de oameni care vor să iei tot de la toți, acolo 3%, 4% din populația globului, ca ceilalți toți suferi. Dar țara și planeta ne oferă de toate. Noi ce facem din țara aia, ca și traficul din București. Dacă nu este respect unul față de altul șoferii, tot timpul ar fi unul așa, dar dacă s-ar respecta unul pe altul și nu ar fi ceea ce e bun pentru mine, dar ceea ce e bun pentru noi, atunci ar fi altfel, corect? Așa și țara. Dacă noi ceea ce facem cu țara, ce este? Dar țara ne oferă, uitați-vă, țara ne dă la toți, noi, e că nu înțeleg un lucru, noi depindem de pământ, corect? De planeta asta. Planeta asta ne dă la absolut toți, ne dă hrană, ne dă soare, ne dă apă, ne dă de toate. Dar noi ne batem joc. Adică eu așa ceva nu pot să înțeleg. Nu ne batem joc. Și când noi să tăiem ultimul copac, când noi să uscăm ultima fântână, noi să înțelegem că tot ce avem pe noi, și tot aurul, și tot diamantele, și tot mașinile, și tot palaturile, n-au nicio semnificație. Pentru că absolut nimic nouă nu ne aparține în viața asta, dragii mei. Absolut nimic. Nici copiii noștri, nimic. Noi vinim, învățăm o lecție, facem o experiență în viața asta, tot caut fericire. Fericirea e aici. Dacă vrei, o ai. Dacă nu, nu. Înțelegi? E vine ca un bonus. Leși experiența asta în spatele tău și mergi mai departe. Vine altul, înțelegi? Tot dacă noi nu mai vinim și agonisăm și distrugem. Ai avut moment. Uitați-vă, în 40 de ani acum, 50 de ani, sorry, în ultimii 50 de ani noi am omorât mai multe animale de pe globul pământ decât este, în mii de ani. În mii de ani. V-ați uitat la documentar? Nu m-am uitat, eu cercetez, mai citesc și eu mai... E un documentar acum senzațional și cu niște imagini senzaționale. Ai avut momente când ai vrut să abandonezi? Vă dați seama. Vă dați seama că am avut foarte multe momente, pentru că e foarte dureros și mi-ați spus că sunteți sensibil. Eu sunt mai sensibil. Eu când încep a plânge în oceanul ăla, când e frig și cad unghiile de la picioare, de frig, de exemplu, strâmtoarea nordică, 10,8 grade, vă dați seama. 16 ore stai într-așa apă. Când în noți, apă așa de tare tremură dinții, că s-au jamalțul de pe dânsă. Înțelegeți? Dar eu tot timpul mă întreb, pentru ce fac asta? Și când găsesc răspunsul, pentru ce mă sacrific? Pentru că eu am obosit, eu serios să spun, eu am obosit, trăiesc în atâta rău și atâta invidii și atâta răutate în oameni, eu n-am mai văzut. Eu nu de atât că eu nu văd lucrurile astea. Și eu pur și simplu refuz să vorbesc de dânsele. Eu vă spun, eu refuz să vorbesc de răul ăsta și spun, mă strădui să fiu vocea pozitivă, vocea bună și să mă lipsesc cu oamenii cu și pot eu de bine. Și eu cred că noi toți avem talentele astea, că absolut toată lumea are un talent. Are un dar de la Dumnezeu, de la mama, de la tata, de la strămoș, de a face ceva frumos. Nu trebuie să ne concentrăm la vecin sau la Kardashian. Am auzit acum, vineam pe drum, doamna îmi spune de Kardashian. Trebuie să te concentrezi la darul tău care îl ai. Dar darul rămâne doar dar dacă nu-l... Eu doar nu am darul de a nota. Dar ce vă face să mergeți mai departe? Îl șlefuiești, darul ăsta, sorry, îl șlefuiești, scrieți ceva frumos, că de-a lăsat ceva
pentru planetă, pentru pământ, pentru părinți, pentru strămoși, pentru strănepoți, corect? Corect. Asta e ideea. Ce vă face să nu vă opriți? Adică... Pe asta vă spun, ideea, ce mă face să nu... Mă face și ea pentru că zic, dacă eu cedez, dacă... mesajul meu, n-ajui, toți cedează. Eu nu trebuie să cedez, pentru că copiii ăștia care eu vreau să-i motivez... Care... Da, este un efort fizic supraomenesc, de-aia vă întreb. Cum reușiți să... psihic, cum vă motivați? Păi, am spus, mă întreb pe mine pentru ce fac. Vreau să văd schimbare, da, înseamnă că nu ceda. Dacă cedezi tu, toți o să cedeze.